Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, ascultători și dragi români, fosta cuvrerea lui Dumnezeu că iată să ajungem cu bine această duminică a cincea din postul mare. Este ultima duminică, am putea o numi pregătitoare pentru perioada care urmează, pentru perioada sărbătorilor în care vom intra cu nădejde, cu încredere, dar și cu bucurie multă. Chiar dacă de multe ori greul ne apasă, bucuria cea lăuntrică nu ne-o poate o fura absolut nimeni. Iar bucuria lăuntrică, ținând cont de ce ne învață Sfinții Părinți și de ceea ce am auzit în Evangheliile de astăzi, și de ceea ce ne pune în față Maria Egipteanca prin exemplul ei, nu este altceva decât starea de pocăință, starea de lacrimă, care te unește pe tine cu Dumnezeu și care atunci când inima ți este rănită de prezența lui Dumnezeu, bucuria nu mai pleacă din lăuntrul tău absolut niciodată. Doar numai atunci când suntem prea netrebnici și nu am fost cu luarea minte la mesajul pe care Hristos Domnul ne l-a dat. Evanghelia de astăzi, cea de-a doua, care s-a citit și când acea femeie păcătoasă s-a apropiat și a udat cu lacrimi picioarele lui Iisus. Și Iisus i-a zis: Simone, am intrat în casa ta, apă pe picioare nu mi-ai turnat. Nu te-ai îngrijit nici de părul meu, nici de creștetul meu, nici de nimic. Dar iată că această femeie păcătoasă s-a apropiat și cu lacrimile ei, a spălat picioarele mele și cu părul capului ei a șters aceste picioare ale mele. Și zice mai departe: iertate sunt păcatele ei cele multe, pentru că mult a iubit. De aici să ne ducem un pic cu mintea și să facem o legătură între lacrimă și iubire, între lacrima pocăinței noastre și iubirea lui Dumnezeu. Lacrima nu face altceva, străpungerea inimii. Sunt atâtea tratate la Sfinții Părinți și Patericul este plin de cuvinte ale părinților care vorbesc despre străpungerea inimii și despre lacrima cea mult folositoare. Lacrima este o stare, nu este altceva decât o stare de adâncă pocăință, dar și de trăire intensă a prezenței lui Dumnezeu. Căci nu plângi și nu te așezi în genunchi decât în fața cuiva pe care îl simți, pe care îl simți prezent. Așa cum femeia păcătoasă și cum de acum a noastră Maică Maria Egipteanca, în pustiul ei, mergând, a îngenunchiat și s-a făcut de atâtea ori flacără. Rugăciunea ei era ca un stâlp, ca o flacără care se înălța la ceruri, așa cum mărturisește Patriarhul Sofronie, din ceea ce a mărturisit de acum Zosima, duhovnicul Sfintei Marie Egipteanca. Deci este o tainică întâlnire atunci când omul se așează în stare de pocăință, vărsând o lacrimă înaintea preabunului Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul, cuvânt pe care l-am amintit de multe ori, spune că o zi fără o lacrimă ar fi o zi pierdută. Iar atunci când ne apropiem de Sfintele Taine, când ne apropiem de trupul și sângele Domnului Hristos, mai ales, zice el atunci,
să știm să vărsăm o lacrimă. De ce? Bazându-se Sfântul pe întâmplarea din Evanghelia pe care am ascultat-o în această zi a cincea din postul mare. Duminica aceasta, și deci punându-ne în față taina pocăinței, taina lacrimei, a adâncii, ați mărturisi păcatele cu lacrimi și ai cere lui Hristos iertare, atrage de acum după sine ceea ce am spus mai înainte, dragostea lui Dumnezeu. Căci Evanghelia așa ne spune, limpede clar, după ce Iisus l-a mustrat pe Simon, că nu a avut grijă de el și când s-a întors către femeie a zis, de aceea, Simone, zic ție, iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult ai iubit. L-ai iubit pe Dumnezeu, l-ai iubit pe Hristos, ai iubit pe Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu. Cum poți să-L iubești? În primul rând, trăindu-i, fiind conștient că El este prezent. Dar când omul e conștient de prezența lui Dumnezeu, când omul se face pe sine mic, când își vede păcatele sale, când își vede goliciunea sa, adică cât de rău este goliciunea în sensul că nu vede în jur nicio faptă bună, ci vede doar numai petele și urmele păcatelor, căci petele sunt urmele păcatelor. Deci atunci omul trăiește pe deplin starea aceea de încredere în Dumnezeu. De aceea, iubiții mei, în aceste zile de încercare pentru noi, de certare și încercare, să știm să le folosim. Pentru că peste câteva zile, cu ochii minții și a inimii, încetând pocăința, încetând lacrima pentru păcatele noastre, vom fi nevoiți să-L însoțim pe Hristos spre Betania, spre mormântul lui Lazar și de acolo să mergem împreună cu El spre Ierusalim. Și trebuie ca din acel moment noi să uităm de noi, ci trebuie să fim cu mintea și inima alături de El. Pentru că starea de pocăință încetează. Astăzi ați ascultat cântându-se și mulțumim fratelui Amar Avad, care trimis al Patriarhiei de Antiohia la Iași și care la studii și care este prezent aici în obștea noastră, a cântat mai întâi ușile pocăinței în limba arabă. Și apoi, ca să înțelegeți dumneavoastră, toți cei care ne ascultați, ce a cântat fratele, părinții au cântat imediat și în limba română, ca să vedeți că este aceeași melodie, aceeași notație psaltică și că ortodoxia este aceeași. Astăzi s-a cântat pentru ultima dată. Ușile pocăinței deschide mie, cărările mântuirii îndreptează-mi-le. Și săptămâna aceasta, și Dumnezeu, iată, că ne-a rânduit timp de pocăință, timp de a asculta Sfintele Slujbe ale bisericilor noastre, Sfânta Patriarhie, mitropoliile, mănăstirile se străduiesc să transmită slujbele ca să le ascultați. Urmăriți, dragii mei, cântările și vedeți cum încet, încet se trece de la starea de pocăință la o stare de prezență a lui Hristos. Cântările toate ne duc către așa ceva și ne trezim în sâmbăta lui Lazar că suntem alături de Hristos. Nu se mai amintește de pocăința noastră, nu se mai vorbește de pocăința noastră, ci se vorbește de minunea pe care a săvârșit-o Hristos. Și suntem alături de Marta și Maria și apoi spre Betania și așa la intrarea în Ierusalim. Deci ne însoțim pe El, pe Dătătorul de viață, pe Cel ce s-a născut în inimile noastre, pe Cel care îl naștem
în inimile noastre, cu fiecare, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa. În acel moment îl naștem pe Hristos în inimile noastre. Adică, sau mai bine spus, mai adânc spus, îl redescoperim, dăm deoparte praful care s-ar alege, s-ar așterne, care nu este altceva, praful, trebuie să înțelege prin praf, Duhul grijii de multe, care ne stăpânește, și îl redescoperim pe Hristos, prin fiecare rugăciune pe care o rostim. De aceea, acest îndemn vi-l adresez, pe care l-am găsit și eu cândva, cercetând prin scrierile părinților, și mi-a rămas întipărit acest cuvânt, că o singură lacrimă vărsată la picioarele lui Iisus e mai dulce decât toate dezmierdările acestei lumi trecătoare. Auziți? E mai dulce. Vă îndemn la o stare de prezență, la o stare de pocăință, la o stare de înnoire. De ce? Pentru a fi. Pentru a fi cu adevărat cu El și pentru a fi alături de El spre Betania și de acolo spre Ierusalim și mai departe până la patima cea mântuitoare și până la slăvita înviere. Amin.